Pentru mine scrima este mai mult decât un hobby, a ajuns chiar să fie un stil de viață pe care e o chestie pe care o fac în fiecare zi și merg bucuros la antrenamente și pot să văd chiar mai mult decât o meserie. E o aspirație în viață. La 19 ani, sabrerul Mihnea Enache are o carieră promițătoare în față. Sportivul legitimat la Clubul Steaua București este deja dublu campion european de juniori cu echipa României. Medalii cucerite în 2023 la Tallinn și 2024 la Napoli și visează cu ochii larg deschiși la marile întreceri de seniori din anii ce vor urma. Cum ai ajuns la scrimă? Cine te-a dus acolo? Prima oară m-a adus mama. Eram în 2012 și erau băieți la Olimpiadă, trăgeau la echipe. Și m-am rugat de ea, cred că 2 luni de zile, ca să mă ducă și pe mine, că mi-a plăcut foarte mult. Și până la urmă s-a lăsat și m-a dus. Ești dublu campion european de juniori. Ce reprezintă pentru tine aceste succese? Lucrăm foarte bine la antrenament. Munca noastră este și răsplătită. Tot ce facem, facem cu un scop și se vede. Atât la Steaua cât și la lotul național, Mihnea Enache este antrenat de Alin Badea, unul dintre cei mai talentați tehnicieni din noul val în scrima românească. În primul rând, este foarte bine pentru că este de-abia ieșit de pe planșă și știe cam ce trebuie să lucrăm și, în al doilea rând, este bine și în afara planșii pentru că ne înțelege mai mult și știe tot ce avem nevoie în viața de zi cu zi. Alin, cum l-ai apreciat pe Mihnea? Unul dintre cei mai buni sportivi, cred că, din istoria asta, în ceea ce privesc, referindu-mă aici la juniori. Este un produs cam 100% al Clubului Steaua, de 3-4 ani de zile e în component titular al echipei naționale și pe lângă asta își face treaba fantastic. Și poți să-l încadrești ca fiind un băiat de nota 10. Dar scrima nu este singura ocupație a lui Mihnea. Tânărul campion al Stelei studiază la una dintre cele mai frumoase facultăți din București. E student în anul 1 la Facultatea Aerospațială. De ce tocmai aici? De mic mi-au plăcut avioanele și am fost foarte curios să văd cum funcționează și cum zboară și în clasa 12-a nu știam exact ce vreau să fac și m-am uitat pe broșura de la Politehnică și am văzut facultatea asta. M-am interesat mai mult și aici am zis că vreau să urmez studiile. Ce vrei să faci când vei termina studiile? Este un program la master în Italia, la Facultatea de Aerospațială, în care compania Ferrari de mașini finanțează studenții pentru a proiecta mașini cât mai aerodinamice pentru aceștia. Și cam asta vreau să urmez pe viitor. Te-ai vedea lucrând în echipa de Formula 1 Ferrari peste câțiva ani? Da, cu siguranță, pentru că îmi place foarte mult. Atunci când nu are antrenamente sau nu are de învățat, pe Mihnea Enache îl putem vedea pe stadion în Ghencea, chiar în peluză. Ce alte pasiuni ai? Fotbalul, să merg la meci, să, mai ales când joacă Steaua, să merg în peluză să susțin echipa. Îmi mai plac mașinile foarte mult, tot așa, mașinile de curse. Ce înseamnă pentru tine să fii suporter al echipei de fotbal Steaua? Să susțin clubul care mă susține și pe mine la rândul lui și să investesc resurse din mine, energie, ca să-i ajut pe alții la rândul meu să aibă și rezultate cât mai bune.